Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom discuta despre drepturi de autor și licențe. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. În primul rând, trebuie să știți că sunt considerate obiecte ale proprietății intelectuale toate creațiile originale, literare, artistice și științifice, exprimate prin orice mediu și pe orice suport. Dreptul de autor se obține în mod automat prin efectul legii. Durata dreptului de autor este egală cu viața autorului plus încă 70 de ani. Ce anume este protejat? Scrieri, conferințe, manuale școlare, muzică, filme, teatru, fotografii, hărți, desene, planșe, machete și așa mai departe. Ce anume nu este protejat? Ideea, teoria, conceptul, descoperirea științifică, textele oficiale, spre exemplu, din politică sau legislația, știrile și informațiile din presă. Sunt convinsă că de multe ori ați văzut fotografii uimitoare create de fotografi celebri care v-au plăcut și pe care ați vrut să le utilizați în diverse scopuri. Trebuie să știți că marea majoritate sunt protejate de drepturi de autor. Și acum discutăm despre licență și legătura ei cu dreptul de autor. Licența nu reprezintă produsul original creat de autor, ci dreptul de a folosi acel produs. O să observați că atunci când cumpărați un program pentru calculator, veți găsi inscripționat textul. Programul este licențiat, nu vândut. Asta înseamnă că autorul și-a dat acordul pentru cesiunea dreptului de autor. În concluzie, licența este un fel de contract între titularul dreptului de autor și utilizator. Și acum să vorbim despre cele trei tipuri de licențe. În cazul în care pe un produs găsiți această inscripție, trebuie să știți că toate drepturile sunt rezervate autorului. Dacă veți găsi această inscripție, asta înseamnă că produsul respectiv este pentru domeniul public și nu are niciun drept rezervat. Discutăm acum despre licențele Creative Commons. Fiecare dintre acestea ne atenționează dacă avem sau nu drepturi pentru a copia, distribui, edita, modifica sau utiliza un conținut dintr-un produs licențiat. Spre exemplu, acest tip de licență Creative Commons reprezintă o licență pentru atribuire, adică se pot copia, modifica, distribui și folosi, dar numai cu citirea autorului. Următoarea o licență, tot de tip Creative Commons, ne atenționează că se poate copia, modifica, distribui și folosi, dar numai cu citarea autorului și cu redistribuirea licenței. Și încă un exemplu pentru voi, licența de atribuire fără modificări, adică pot copia, distribui și folosi, dar numai cu citarea autorului și nu poți modifica opera. Un exemplu pe care l-am dat anterior, imaginea fotografului utilizată într-un slide anterior, este o imagine pe care am găsit-o pe Pixabay. Ca exemplu de utilizare a unei fotografii care permite copiere, distribuire, editare, modificare, utilizare, este aceasta. Și uitați-vă, este precizat că este liberă pentru uz comercial, nu necesită atribuire, descărcarea este gratuită. Atenție! Fiecare imagine, fiecare text, fiecare produs pe care îl căutați pe internet are precizări privind licența. Trebuie doar să le citiți cu atenție. În continuare vă prezint un alt exemplu de căutare a unor imagini
pe internet. Avem un buton numit instrumente, care deschide o listă de opțiuni. Una dintre opțiuni este drepturi de utilizare și vă sfătuiesc să alegeți licențe Creative Commons. Cele trei pe care vi le-am prezentat vă vor ajuta foarte mult în continuare. În cazul în care veți alege licențe comerciale, o să observați că toate imaginile, fotografiile sunt protejate de drepturi de autor și nu le puteți utiliza. În cazul în care utilizați Google pentru căutarea unor imagini, așa cum vedeți în caseta de căutare, am rămas pe căutare fotograf. Odată ce apăsați butonul instrumente, se deschide lista cu opțiuni. Observați că am ales licențe Creative Commons, dar pot alege și tipul de fotografie pe care îl caut și o să observați din lista butonului tip. Eu am ales opțiunea grafică. Vă sugerez și vouă în continuare aceeași opțiune în cazul în care căutați imagini. Am rămas la același exemplu. Am ales opțiunea grafică. Observați că se deschide o altă listă unde găsiți fotografii din domeniul public. Eu am ales și aleg în general site-ul Pixabay, pentru că acolo mi se explică foarte clar dacă am voie să utilizez o fotografie, tipul de licență, dacă o pot descărca gratuit și cum anume o pot utiliza. În acest exemplu am renunțat la a căuta fotografii pe site-ul Pixabay și am ales o imagine din lista oferită de Google. Observați că îmi spune că trebuie să merg să citesc detaliile despre licență. Dacă executați click pe butonul pe linkul respectiv, o să obțineți toate informațiile despre licența acestei fotografii. În cazul în care nu executați click pe linkul către licență și accesați direct fotografia, o să observați de foarte multe ori că pe pagina respectivă vi se spune foarte clar că este licențiată, iar dacă doriți să o utilizați, trebuie să plătiți. Nu uitați că site-ul Wikipedia, care vă oferă foarte, foarte multe informații și sunt convinsă că o să-l utilizați frecvent de acum încolo, are în josul paginii un link care vă explică ce fel de licență au toate informațiile postate. Dacă executați click pe linkul respectiv, o să observați că obțineți tipul de licență pentru toate informațiile publicate pe Wikipedia. Este o licență despre care am discutat în această oră. O veți căuta, o veți citi, în așa fel încât să înțelegeți cum anume puteți utiliza informațiile pe care le găsiți pe Wikipedia. Sper că toate informațiile pe care le-am prezentat despre drepturi de autor v-au ajutat și vă vor ajuta în continuare. Până data viitoare, vă doresc succes!